Majoritatea copiilor cu strabism necesită doar observație atentă și ochelari de vedere, însă sunt și cazuri mai grave care necesită intervenții chirurgicale. De aceea, mergi la medicul oftalmolog cu copilul până în vârsta de 5 ani, chiar dacă nu prezintă o privire încrucișată. După vârsta de 6 ani, strabismul la copii este mult mai greu de tratat. Netratat, strabismul poate produce pierderea vederii permanentă la ochiul afectat. Lasă-mi un mesaj privat dacă ai întrebări legate despre starea de sănătate a copilului tău.